Bună ziua! Ne-a acordat și nouă un interviu? Suntem de la Radio Bambus. Mai puțin. Ia pic, sunătează. Câte sunt numele dumneavoastră? Numere. Lungul Gheorghe. Așa. Trecem aici pe tabel. Nu mai găsit acum. Facem un sondaj de opinie. Așa. Ce părere aveți despre Gigi Becali? Este un om de cuvânt? A zis că ajută națiunea și toate cele. Deci, a zis că dacă el o să ajungă președinte să dea pensii mai mari, o să ajute oamenii, în primul rând. Nu, deci, o să fie... N-am servici, n-am somaj, am muncit și fuzion, șoferul la biciclă, jurul următor. Eu n-am nimic apărat. N-am trei copii, m-am răspățit de soție de 14 ani, rețineți minte. Unul la mine, doi la mine. Că într-un lucru se arăta. Și cum vă descurcați? Ce mai s-a plăsut soția acum 2 luni? Ce mai cum vă descurcați cu copilul? Vorbiți puțin mai tare că noi transmitem prin video, deci toate astea se deci în direct. Deci noi transmitem asta în telefon, avem... Prin satelit. Prin satelitul se transmite, deci avem la radio noi, la sediu acolo. Și cum ați lucrat dacă nu aveți nevastă, nu aveți? Așa la că mamă, tatăl meu când a murit. Așa? Mama, când a murit. Da, te mi-a murit. Și acum am un apartament în 31. Da. Duceți o viață sexuală activă? E da. Întrebare? Da. Ai pus-o? Da, pe ce acum? Ok. Nu știu după ce... Lasă așa, lasă că treci în altă întrebare. Pensiile... Dar ce spun? Așa, când o dat drumul la angajare, la toate e îndeprins, vreau că lumea să mai cerșească bani pe străzi, vreau că lumea să mai spargă magazin și nu știu ce, ce de aici nu angajare? Dacă dă drumul, dacă nu drumul... Punem o bulină la altă. Ale era om, Ceaușescu. Da. Punem un rom. Ale era nevin, serviciul ăla în dintea după străzi, se băga la muncă. Dar ăsta, vă știți... Da, nu avea libertate atunci. Așa. Mai departe, iartă-și, s-a construit un bloc, nu mai mult. S-a o garsoner, dar... Cum câteva ani, leurile? Când o dat un angajor, atunci era în bățul opunea. Nu, 10.000. Ați votat pe... De 11 mai? Nu. Era tot Ilesul, dar e Silescu, n-a făcut bani. Deci, Constantinescu... Oralul vă place? A făcut nimic. Ceaușescu, ce-a făcut Ceaușescu, așa a rămas. Da, dar au venit schimbări majore. Am intrat în Europeană. O trebuie să luăm pușere pe Ceaușescu, nu vream să fac. Carte de aligator aveți, să votați? Carte de aligator aveți? Nu. Deci unii aici, fără vot. Deci nu puteți să votați. Da. Este în 2009. Deci o să duceți dumneavoastră la primărie, faceți tot ce, deci vă trimite sau vă duceți dumneavoastră a doua zi și luați cartea de alegător cu buletinul. Da. Aveți carte de identitate de anul sau buletin? Da, deci oricum totul să vă ceți. Vă spunem cum am trimis noi, duceți la poliție și vă dă și carte de... Deci... Deci un Google Gheorghe. Da. Să dăm un telefon. Să dăm telefon și pe lungul Gheorghe o să vă dea carte. Nu, vorbim noi, nu contează. Dacă e din partea presiei, se rezolvă totul. Da? Noi ajutăm... Eu cere pentru ajutor de șomaj. Ați lucrat? Ați lucrat? Da. Unde ați lucrat? Nu. Foarte. La liceul numărul 4. Liceul numărul 4. Ce puncte? Da. La liceul numărul 4. Vreți să aveți o slujbă pe la facultate aici? Nu, cadrul foc. Eu la facultate nu. Paznic, ceva. Nu, paznic. Nu, sunt ești paznic. Vreți? Păi nu, vreți? Da, păi tu vezi. La facultate aici, vreți lucrat? Da. Ești paznic. Sau prorector, lecă. Nu vreau că fac și eu. Decan. Spune decan. Deci aveți ales între paznic și decan. Da. Ce ați prefera? Paznic. Vă spune mai bine pe cele decan. Deci mergeți. Poți vă luăm interviu, puteți merge la facultate pentru întrebați și vă decrezi. Bă, trece aici, X, uite cum ai și muzgărit. Ați făcut nimic. Hai. Deci l-am trecut de cam, trebuie să câștigăm mult mai bine. Avem deci, salariu undeva la 12 milioane pentru început. Deci totul este să dați un interviu, deci trebuie să mergeți la un interviu în primul rând.
Deci, vă ziceți acum vă bătăți, vă angajați decanul. Acum vă ziceți. Vă ziceți cu noi, vă ziceți la făcut, spuneți cum am trebuit noi. Sunt două posturi pe decan libere. Decan principal și decan secundar. Dar nu știți care e treaba cu decanii? N-ați văzut la știți? Pe decan de decan de geamă, nu poate fi. Stați la birou acolo, răspundeți la telefoane. Deci trebuie să dați un interviu pentru toată toate lumea, nu? Sigur că da. Se vede, suntem tot să vă asociați. Da. Bine, acesta a fost interviul nostru, mulțumim. Vă citesc acum la decan, da? Da.